ziua, dragi telespectatori! O să stăm de vorbă astăzi cu domnul Ion Păunel, președintele Federației Agrostar de la Olt. Bună ziua, domnul Păunel! Bine v-am găsit! Săptămâna trecută, de fapt, pe 1 martie, ați avut o vizită CTO destul de importantă a reprezentanților Ministerului Agriculturii de la București. Așa, și ați avut de asemenea o întâlnire în același timp și cu fermierii din județul Olt și nu numai cu fermierii, ați avut întâlnire și cu șefii camerelor agricole și cu mai multe persoane care au legătură într-un fel sau altul cu agricultura. În mare, domnul Păunel, cam despre ce e vorba, cu ce probleme se confruntă membrii dumneavoastră, că dumneavoastră sunteți, agrosarul înseamnă un sindicat al agricultorilor, da? Așa, vă rog să... În primul rând vreau să vă spun bună ziua dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră. Mulțumesc pentru ocazia pe care o am de a fi prezent într-o emisiune la postul noastră de televiziune. Și cum ați menționat dumneavoastră mai devreme, pentru județul Olt, pe data de 1 martie, se pare că într-un fel sau altul sau așa ne dorim să-l considerăm că a fost și va fi un simbol al primăverii, un mărțișor pe care am putut să-l oferim atât fermierilor din județul Olt, care sunt membri ai Sindicatului Producătorilor Agricolor, cât și altor entități care au sau nu au o colaborare cu noi. Problemele cred că au fost de larg interes sau ceea ce ne-am propus noi să spunem acolo, cred că au interesat foarte mult pe fermieri. Ce vreau să subliniez de la început, în sală au fost prezenți peste 80% din cei prezenți în sală au fost fermieri care au accesat cu măsurile de semisubsistență, măsura 141 și măsura 112 și fermieri individuali care desfășoară activitatea în ferma proprie și produc atât pentru consumul propriu cât și pentru piață. Trebuie să menționăm telespectatorilor că au fost de față și a fost de față un ministru secretar de stat. Vă rog să... Urma să spun, ca invitați de seamă, să zicem așa, noi am fost organizatori, Sindicatul Producătorilor Agricolo, dar am avut în sală pe domnul ministru secretar de stat Daniel Botănoiu, reprezentanți de la APDRP, APIA și ANARZ România și, bineînțeles, pe domnul președinte al Federației Agrostar, domnul Ștefan Nicolae. Dintre instituțiile care au participat ca invitați, putem să menționăm OJDPRP, cu care avem totuși o relație destul de bună în județul nostru, AMCDRJ, APIA, Camera Agricolă, fără Direcția Agricolă, dar o să revin mai târziu pe acest subiect. De ce ne-am dorit această întâlnire noi în județul Olt? Pentru că începând din acest an se vor schimba foarte multe lucruri, sau cel puțin așa ne-au informat reprezentanții Ministerului Agriculturii în ceea ce privește comercializarea produselor agricole și în ceea ce privește noua grilă de impozitare într-un fel sau altul a producătorului agricol individual. De asemenea, am avut spre dezbatere probleme întâmpinate în accesarea fondurilor europene și mai ales în implementarea acelor proiecte pe măsura 141 și 112, pentru că nu știu cum, dacă telespectatorii noastre știu, dar pentru prima dată anul acesta, la măsura 141 s-a ajuns la tranșa 4. Tranșa 4 este o tranșă în care noi trebuie să venim față de reprezentanții OJDPRP cu ceea ce ne-am propus în planul de afaceri, dacă ne-am realizat sau nu acele obiective propuse și am primit niște clarificări în acest sens. De asemenea, am avut, să zicem, în premieră o informație de genul că proiectele care s-au depus în luna iunie 2012, măsura 112 și 141, cel puțin pe măsura 112, se va afișa raportul de selecție în aceste zile. De asemenea, aș vrea să revin puțin, să zicem, la probleme pe 141 și până să trecem la noile reguli de comercializare a produselor agricole. Fiind prima serie de beneficiari care trebuiau să acceseze această tranșă 4, din păcate putem spune că o parte din obiective se pot atinge și anume numai obținerea unei diplome. Dacă obținem decât acea diplomă și participăm la cursurile pe care APDRP-urile ni le oferă cu titlu gratuit pentru fermieri, că sunt cursuri gratuite pentru fermieri,
Nu rezolvăm în integralitate problema și aici aș vrea să trag un semnal de alarmă către Ministerul Agriculturii și APDRP România să aibă grijă către cine îndreaptă aceste contracte, pentru că din informațiile pe care le am, aceste firme căpușe de apartament care fac aceste cursuri cu fermierii sunt firme ale foștilor directori în APDRP și se pare că decât se umplu niște buzunare ale dânșilor, iar fermierul cu acea diplomă poate să ducă decât să pună undeva în ramă dacă nu își depune celelalte obiective, pentru că în acea perioadă au fost depuse proiecte foarte, foarte slabe. Și au fost depuse foarte, foarte slabe pentru că oamenii nu au fost informați cum trebuie și nici n-au avut. Și cine trebuia să informeze cum trebuie și să le facă acele proiecte, să zicem așa, beton, foarte bune, nici ei nu știau la acea dată, cu toate că au mâncat niște bani de la statul român timp de 20 de ani de zile pentru informarea, consilierea și implementarea proiectelor celor care o să acceseze. Din păcate, acum toți bagă capul la cutie, toți își amulat pe fermieri, într-adevăr, i-au semnat pe acel plan de afaceri, nu au știut ce și cum au semnat. Nu zic că au exonerez de vină pe fermieri, dar la acea dată nimeni nu ne-a un răspuns. Chiar dacă întreba domnule, dar mi-a spus în planul de afaceri o combină, mi-a spus achiziționez 5 hectare de teren, mi-a spus să-mi iau o cameră apicolă. Lasă-mă că așa trebuie. Toată lumea ne spunea că dacă pui o investiție mai mare sau așa, proiectul tău e mai bine văzut, trece mai bine. Dar vedeți mai asta, Babola scrie tamale și acea instituție care atunci se numea Consultanța Agricolă a dispărut de pe firma mea, să zicem așa, acum e Camera Agricolă, foștii directori și angajați. În fond ar trebui să facă același lucru? Face același lucru cu un număr de 30-40 de salariați care sunt plătiți în continuare de la bugetul de stat și de la bugetul local, ei sunt sub ordinea Consiliului Județean, Județean și nu știu, nu vreau să părem răutăcios sau nu, dar din informațiile care am la această oră, la nivelul județului Olt, Camera Agricolă Olt, fostă consultanță sau și consultanța și Camera Agricolă, au depus în jur de 2000-3000 de proiecte pe aceste două măsuri. 2000, în ce perioadă? 2008-2012. Iar entitatea pe care o reprezint, Centrul de la Slatina Agrostară Oltenia, cu un personal de numai 3 oameni, am reușit să depunem peste 600 de proiecte care 80% au fost finanțabile și oamenii și-au primit banii. Și celelalte proiecte au fost eligibile, numai că începând cu anul 2012, poate și mai s-au depus mai multe proiecte decât banii alocați per sesiune, s-a ajuns la selecție, iar o parte din ei nu au îndeplinit punctajul necesar. Vorbim aici la măsura 141, cei care au fost peste 40 de ani puteau să acceseze măsura până la 62, dar punctajul era mai bun pentru cei care aveau până 40 de ani. Nu i-am informat la acea dată, dar oamenii au încercat. Nu știau ce și cum se întâmplă. Să mai fac o diferență între noi și poate alți consultanți de pe piață. Aș vrea să spun că... Deci dumneavoastră, în afară de faptul că sunteți, faceți parte dintr-un sindicat și acordați consultanță, asta trebuie să știți respectatorii, acordați consultanță pentru efectuarea unor proiecte pentru accesarea fondurilor europene, ca fiecare fermier să știu. Acordăm și consultanță și scriem aceste proiecte. A, deși scriem. Noi am făcut 600 de proiecte, asta vreau să vă spun, cu titlu gratuit către fermieri, față de... Nu mai vreau să dau nume de acum încolo, față de alte entități de pe piață care i-au jemănit într-un fel sau după termen. Care și acum plătiți de la bugetul de la public, da? Din banul public sau... Sau privat, pentru că până la urmă fiecare fermier își plătește sau plătește consultanța sau proiectul sau ce vrea să facă la vreau să menționez, deci la noi totul a fost gratuit. Am înțeles. Față de alte entități care s-au perceput de anumite comisioane. Nu vreau să spun cât și cum. Dar acele entități care au primit aceste comisioane, acum nu vor să mai stea de vorbă cu fermierul sau încearcă să ocolească, să-i trimite pe nu știu unde și trimit către noi. Și noi ne bucurăm că vin la noi să încercăm să le rezolvăm probleme. Nu știu dacă ați observat acolo, nu știam de unde domnul de la MPNDR știe numele. 3 săptămâni la rând am sunat zilnic, o oră, două și împreună cu directorul de la MPNDR, domnul Ion
Ion Toma și alții directori de compartiment de la APDRP și alte instituții europene care reprezintă Ministerul Agriculturii, m-au pus în, să zicem, conferință, zic bine, deci da. pe speaker, să le explicăm problemele care sunt reale de aici, de jos. Mă înțelegeți? Că așa poate dă și acolo, nu cred că ar fi răutăcios sau știu într-adevăr toate. Dar nu cum așa. Și atunci le-am dat câteva exemple clare de oameni care nu pot să mai primească această tranșă de bani, tranșa 4. Și dacă nu primim tranșa 4, nu mai primim nici pe 5. Și dacă nu primim nici... Și acest... tot așa. Așa, deci... Să dau tot așa ca o știre, în 2014, noua politică agricolă comună, 2014-2020, care am înțeles că se va amâna cu un an de zile, cei care au accesat măsura 141 și măsura tinerii fermieri da. Vor, și vor duce la bun sfârșit acest plan de afaceri și vor realiza ce și-au propus, vor primi pentru măsura 141 în continuare, pe încă 5 ani de zile, de 3.000 și 5.000 de euro, iar tinerii fermieri se pare că li se va suplimenta bugetul până la 70.000 de euro nerambursabil. Deci, e păcat să-i pierde pe acești oameni. E păcat ca oamenii să... Să nu dezvolte afacerea pentru care au accesat și, în primul rând, să știți că au avut încredere într-un fel sau altul și cei care au accesat prima dată, știți că sunt pionierii acestor măsuri și cred că pe ei ar trebui să-i ajutăm, nu neapărat prima dată. Trebuie să le dăm un exemplu celorlalți care vin după, pentru că, dacă o să audă, că oamenii sunt de unde? Sunt de la țară, dintr-o comunitate și acolo a mai făcut, prima dată poate a făcut fratele, ulterior a făcut o rudă sau un vecin. Și când o să-i spună, pe ce, nu o să mai primești banii, nu o să mai, uite ce se întâmplă. Și s-ar putea să renunțe înainte de termen, mai ales că la măsura 112, dacă cumva renunță, e o problemă, pentru că nu mai primim tranșa a doua de bani, dar ni se recuperează și ceilalți și cu majorări. La măsura 1.40, că e puțin mai simplu, se întrerupe finanțarea și nu mai primești în continuare. Dar v-am zis pierderile care sunt. Deci dacă o luăm la nivel național, 3.000 de euro ori 50.000, 100.000 de beneficiari, pentru România înseamnă că avea milioane de euro. Tot, pentru toți beneficiarii care au accesat măsura 1.40, nu zic că totul o să aibă probleme, dar din ce se vede la actuală, cel puțin între 30 și 50% o să aibă probleme cu implementarea tranșei 4 de bani. Înmulțiți dumneavoastră cei 3.000, 5.000 de euro 2014-2020 cu acest număr de beneficiari să vedeți că în câțiva ani ar putea să piardă România și satul românesc până la urmă. Că, dacă fermierii sunt capitalizați și dezvoltă o afacere și merg lucrurile așa cum trebuie, sigur o să aibă bani și de taxe și de impozite și se vrea să mai bine. Astfel se dezvoltă comunitatea respectivă. Ia spuneți-mi, domnul Păunel, cam... cine accesează? Pentru ce fel de fermiere accesează fonduri sau care sunt cei mai avantajați? Cum obțin fondurile astea mai repede? Hai să facem o distinție între cei care accesează și cei mai avantajați, să zicem așa. Deci, în general, în județul nostru, ca idee, știți dumneavoastră că noi avem un județ preponderent, să zicem, legumicol. Da. Și ei pot accesa puțin mai facil într-o formă sau alta. Dar proiectele pe care le-am făcut noi și care sunt depuse la nivelul județului, să știți că sunt atât pe ferme vegetale, cât și pe ferme zootehnice și pomicole sau mixte. Ei, pentru a accesa aceste proiecte, aș vrea să vă spun, să zicem, cam ce trebuie să dețină. Da. Vorbim la aceste două măsuri, 1.4 și 1.2, da. La care fondurile sunt nerambursabile în totalitate, nu sunt cofinanțare, da. Ca să primim deci, aceste, da. Deci, nu știu treaba asta, foarte mulți dintre cei cu care am vorbit noi, spunea, domnule, eu n-am bani să cofinanțez o accesare a unor fonduri europene. Spuneți acum dumneavoastră, care sunt acele afaceri care nu... Pe cele două măsuri, 1.4 și 1.2, finanțarea este nerambursabilă în totalitate, dar se bazează pe ceva ce avem noi deja existent. Dau un exemplu la legume, dacă avem un 50 de ari de legume în câmp, acum puteți să accesăm măsura 1.4 sau 12 ari de solar sau... Deci, până ce de la... suprafață? Da, e de, vorba și e, despre... Da, fiecare, ca să înțelegeți mai zic ce vor. Ca mici proprietari, ca un mic producător agricol, da? Perfect. Fiecare cultură în parte și fiecare categorie de animale sau... Deci oricine, da? Domnul Păunel, da? Oricine deține o suprafață de teren mai mică de... Nu e bine spus, nu e, nu? Mai mică, da, de... Care... Deci, pentru măsura 1.4, cea mai simplă măsură din PND, în care beneficiarii primesc 1.500 de euro pe de 5 ani de zile. Da. Fiecare...
categorie de animale, fiecare categorie de cultură sau, să zicem, da, așa, beneficiază, da? Are un anumit punctaj. Da, am înțeles. Dacă vorbim de legume, când dau un exemplu, ele care se transformă în UD-uri, unități de dimensiune economică. Da. Ca să facă să măsura 1.4, trebuie să avem minim două UD-uri, două puncte pe românește, ca să înțeleagă respiratorii dumneavoastră. Trebuie să avem minim două puncte. Asta ce dacă vorbim de legume, îi trebuie 50 de ani de legume în câmp. Dacă vorbim de animale, îi trebuie 3 vaci de lapte. Dar trebuie să rețineți un aspect. El poate să aibă și animăluțe, poate să aibă și cultură mare. Toate astea se adună și trebuie să facă minim două, inclusiv alea două găini din curte, au și ele ceva. M-am înțeles, sau porcii care are unul acolo, dar toate adunate trebuie să facă minim două. Da. A făcut minim două, poate să acceseze această noțiune. Deci oricine poate să acceseze. Iar la tinerii fermieri, că acolo și sumele sunt mai mari, cuprins între 12 și 40 de mii și numai pentru cei care au până în 40 de ani, acolo trebuie să aibă minim 6 pentru a primi 12 mii, maxim 13 pentru a primi 40 de mii. Fiecare UDEU înseamnă 4 mii de euro. Avem 7 UDEU-uri, avem 16 mii și tot avem 8, luăm 20 de mii. Și mai este o facilitate în PNDR, măsurile... Nu, da, măsura, și măsura 1.4.1 și măsura 1.1.2, dacă aceste ferme sunt între 6 și 8 de euro, se consideră ferme de semi-subsistență, iar beneficiarul poate să acceseze atât măsura 1.4.1 cât și măsura 1.2, cu condiția ca măsura 1.1.2 să fie accesată prima dată. Da, da, deci în ordine... asta este ordinea. Aceste măsuri, până la urmă, să știți că au fost măsuri de real succes, nu numai în județul Olt, în România, de aceea, în ultimele două sesiuni, s-au depus mai multe proiecte decât bani alocați pe sesiune. Și ne spunea domnul director de la MPNDR acolo că s-au depus la nivel național 27.000 de cereri, sunt bani pentru 17.000 de cereri pe măsura 1.4.1. Deci, din start, se va ajunge la un criteriu de selecție. Dacă la început, când... noi, sindicatele și entitatea noastră și cred că și în țară alte entități de genul ăsta, ne luptam să-i conștientizăm pe oameni că e bine să acceseze aceste fonduri, că trebuie să le acceseze și erau reticențe într-un fel sau altul. Aceeași reticență o întâmpinam și de la instituțiile statului, în sensul că ce se mai apucă ei acum să mai facă proiecte? Da, nu se primească, pe oameni, dar s-a găsit o formulă programă de compromis prin care am reușit să-i conștientizăm atât pe posibilii beneficiari, cât și pe cei care lucrau și primeau aceste proiecte, să reușim să accesăm. Ca drept dovadă, și la nivelul județului și la nivel național, nu pe două sesiuni sau de până la multe proiecte cu banii alocați pe sesiune. Și aici vreau să spun că în județul, că ne interesează județul, să știți că suntem cam pe locul, între locul 3 și 5 la accesarea acestor fonduri europene pe cele două măsuri, 1.4.1 și 1.1.2. Cred că stăm destul de bine. Într-adevăr, acum foarte mulți fermieri sunt, dar și eu am o exploatație destul de mare. De ce nu primesc? Confundă puțin lucrurile, pentru că partea de consiliere n-a fost și de consultanță, n-a fost făcută deci trebuie așa să, cum trebuie. Trebuie să știe fermierii că trebuie să se adreseze cuiva special, dumneavoastră, cu o cerere, cu, eu știu, așa deci, și noi să spună... nu este pe bază de ce. Noi suntem sindicat al producătorilor, noi reprezentăm deci, în primul rând. Nu vine bine să noi. Le bage în buzunar... Da, ca și da, subvenții da, agricolă. Da, da, deci aceste fonduri europene, în primul rând, trebuie să înțeleagă fermierii că nu sunt subvenții. Da, deci ei, după ce accesează și proiectul este eligibil și finanțabil, trebuie să deschidă minim un PFA, un INI sau un IFE. Da. Trebuie să respecte toată legislația națională în vigoare în ceea ce privește această entitate și după aceea ce și-au propus în planul de afaceri. Adică mie cineva spunea odată un lucru și nu înțelegeam ce și cum. Eu am încercat de mult să accesez aceste fonduri pe vremea SAPAC, eu eram mic și singur și nu pot spune că am întâlnit reticențe, dar toată lumea promitea, dar nu am rezolvat nimic. De aici a venit și oportunitatea de a crea ceva, un sindicat, de a crea o asociație care reprezintă mai mulți oameni și am început să punem întrebări scrise, nu mai verbale. Și vreau să vă spun în acest sens că noi am reușit să aducem foarte mulți fermieri pe linia de putere. Nu trebuie să facă o cerere la noi ca să acceseze un fond european. Noi avem centru aici în Slatina de 3 ani de zile. Aproape de direcția agricolă. Suntem și aproape de direcția agricolă de 2 ani de zile. Să știți că a contat și treaba asta că am fost. Am avut un alt sediu în altă parte. Ajungeau puțin mai greu la noi, dar acum să zicem că au venit... Să împiedică de dumneavoastră până ajung la direcția agricolă. De către noi. Da.
Le punem o piedică așa da, drumul lor, cum ar veni, voită sau nevoită. Vă găsesc mai repede. Am văzut, domnul Păunel, că fermierii noștri, fermierii care au participat la întâlnirea cu ministrul secretar de stat, au pus câteva întrebări referitoare la irigații, la micro-întreprinderile pentru procesarea legumelor, a fructelor, a laptelui, a cărnii. Ce le-a promis? Sau ce s-a întâmplat până la urmă? Haideți, până la urmă se vor face? Dumneavoastră ce credeți? Știu că sunteți optimiști și... Nu vreau să par neapărat optimist. Deci nu vreau să par optimist. Vreau să înțelegem sau să cred că este un nou început și că până la urmă ceea ce ni se spune de către reprezentanții Ministerului Agriculturii și al altor entități se va pune și în practică. Pentru că discutam mai devreme cu dumneavoastră, de fiecare dată când se schimbă, ba la 4 ani, ba mai cade guvernul și apar alții și alții și de fapt o strategie de dezvoltare a agriculturii române sau nu e preluată de nimeni să meargă mai departe, să terminat aici și de aici o luăm noi și mergem ca mai departe. Și perfect. Chiar nu există. Deci nu există. Se pare că se vede că de 23 de ani nu s-a mișcat nimic și din contră s-a ales praful de... S-a ales praful și dumneavoastră cred că știți mai bine decât mine. Până în 89 noi am fost grânarul Europei și fosta conducere atunci comunistă, cum se spunea sau așa, a reușit să scape această țară prin agricultură, cu produsele agricole, cu produsele, pe care le dădea la export. Agricole. De ce n-am reușit să menționăm acest lucru, să menținem acest lucru? De ce n-am reușit să le facem mai performante acele CAP-uri sau asociații? Într-adevăr, poate entitatea în sine, după 89, însemna ceva negativ pentru fermier, dar dacă totuși în 2-3 ani de zile, prin instituțiile statului, prin reprezentanții ai Ministerului Agriculturii, reușeam să conștientizăm cu oameni că numai printr-o asociere putem să facem agricultură performantă, cred că era mult mai departe. Dar nu s-a dorit. De fiecare guvern care a fost până acum, nu vreau să menționez niciun guvern care a fost prea bun sau să critic pe altul. Da? Deci strategia de politici agricole pentru România nu au avut-o niciunii dintre ei. Se pare, zic ei, că acum o să încerce să facă așa. Prin măsurile pe care mi le-au citit și din discuții la care am mai fost cu reprezentanții Ministerului, mie mi se pare o strategie bunicică. Deci, nu știu dacă și pot să pună în practică. Da, mi se pare ceva nou și cred că am ajuns la 12 și un sfert și să ne dăm seama că dacă nu... Da, aproape al 13-lea. Da. Aproape al 13-lea, să ne dăm seama că dacă nu reușim să, nici în aceste momente, să... Să conștientizăm că agricultura este ramura economiei care va scoate țara asta din impas. Din păcate, s-ar putea să dispărim într-un fel sau altul. Și ce vreau să vă zic, ce înseamnă un sindicat, ce înseamnă o asociere? Deci noi, micii producători, suntem foarte mulți cu suprafețe micuțe, cu suprafețe pe care putem sau nu putem să le lucrăm, dar nu suntem încă o concurență bani pentru ăștia mari de la noi din țară, mai bine pentru cei din afară, care așteaptă ca fie toată lumea ce că am intrat în Europeană și am devenit piață de desfacere. N-am devenit piață de desfacere și noi putem să trimitem acolo, dar ne fiind organizați, nu putem să trimitem. Da. Nu face nimeni, ne făcând nimeni lobby în afară de produsele agricole românești care sunt foarte bune în comparație cu ceea ce se face în Europa cu tot felul de aditiv și că nu mai vorbim de scandalurile cu carne de cal, cu a zis de scandalul carnea de cal. Să nu ne pomenim și noi legumicultorii cu un scandal de legume, cum a fost cu castraveții sau cum a fost cu ecoli și da. s-ar putea să avem odată o problemă pe piața internă. Pentru că marile lanțuri de magazine și acești samsari necunoscuți încă ai pieței negre de legume și fructe, să știți că sunt bine organizați și au destui bani. Ca să ne poată crea o mică problemă, ales că prin măsurile care se vor impune, care se doresc ca să se impune din acest an în comercializarea produselor agricole, s-ar putea să avem mici mari probleme. E proverbul la românesc că dacă aruncă cineva o piatră în apă, tot satul abia o scoate, dacă sau poate nu mai scoate deloc. Să ne ferească Dumnezeu de o... să zicem așa, o informație negativă despre nu știu ce produse găsește la un fermier sărac cu care și-a dat sau nu și-a dat seama, a dat puțin mai mult azot sau nu la niște legume. Și să vedeți ce probleme o să avem atunci. Și de-aia încă o dată fac apel la atât la membrii noștri de sindicat, cât și la cei care sunt colaboratori noștri sau nu sunt colaboratori noștri, să încerce să se organizeze Barim ca o filială a sindicatului, ca o asociație, ca o cooperativă. Denumirea de cooperativă aia e puțin... Comunistă. Comunistă la noi, dar să știți că asta
Nici eu n-am știut. În Franța, Germania, Italia, da. Ungaria, așa se numesc cooperative. Da, cooperative. Deci asta e denumirea și grupuri de producători. Din păcate moștenim noi cuvântul ăsta, da, avem o amintire tristă despre cuvântul ăsta, dar e altceva această cooperativă. Deci acum dacă se asociază în cooperativă, asociația grupului de producători, nu își introduc și terenul agricol acolo. Ei își muncesc terenul agricol acolo unde l-au, numai că cooperativa se ocupă de achiziționarea de inputuri, se ocupă de contracte de vânzarea mărfii, da, se ocupă de subvenții, tot ce înseamnă asta. Ziceați dumneavoastră mai devreme de măsurile de irigații și de depozite agricole și procesarea produselor agricole. Și la această oră, pentru procesarea produselor agricole și pentru depozitele de legume și fructe, este deschisă măsura 121 și măsura 123. A fost deschisă din noiembrie și, cum spunea și domnul secretar de stat acolo, s-a tot prânzit pentru că n-a depus nimeni. Deci, erau probabil că nu s-a făcut destulă popularizare la această măsură. Și popularizare și era partea cu cofinanțarea de 50%. Credeți-mă că ce spunea adesul acolo cu IFN-urile, că poți să apelezi la niște IFN-uri pentru partea de 50%, cu 3%, noi am spus la... Deci e altceva, totuși e o facilitate față de ce se spune acum. Deci...